Salut și bine ați venit la Viața la blog. Îmi pare foarte rău în avans pentru toate zgomotele pe care o să le auziți, dar vecinii mei s-au decis să renoveze apartamentul. Așa că nu avem de ales decât să filmăm în aceste condiții. Sper foarte tare să reușesc atunci când editez să mai estompez un pic din acest sunet și să mă auziți pe mine mai tare decât îi auziți pe ei, dar sper foarte tare. Poate iau și eu pauză și încetează cel puțin o perioadă cât să reușim și noi să filmăm. Ce vreau să vă spun este că mulțumesc foarte frumos pentru toate vizualizările pe care le-ați făcut până în acest moment la videoclipurile mele. Sunt foarte fericită atunci când văd că vă plac și sunt foarte curioasă să-mi spuneți dacă v-a plăcut videoul de săptămâna trecută, și anume cel în care am folosit pe jumătate de față produse scumpe și pe cealaltă jumătate produse ieftine. Pentru că în săptămâna trecută, atunci când ați văzut voi videoul respectiv, am fost plecată în vacanță, de fapt, înainte cu o săptămână, că săptămâna trecută deja a început școala. Da, nu e neapărat cea mai bună veste pentru mine, din punct de vedere a timpului mă refer, pentru că am din nou un program foarte încărcat, dar chiar și așa mă bucur că reușesc cumva să le îmbin. E mai greu acum la început până mă mai organizez și eu mai bine. Dar ideea este că am fost plecată în concediu și deși nu am făcut atât de mult shopping precum mi-am propus, am reușit să cumpăr câteva produse pe care le găsim în această punguță. Mi-am luat și o pereche de cercei pentru că știți obsesia mea pentru bijuterii. Și mi s-au părut foarte, dar foarte drăguți, așa că n-am putut să-i las acolo. Și pe lângă asta, pe 30 septembrie luni, a avut loc o nouă ediție Creative Community, ediția de toamnă. Așa că tot ce vedeți voi în partea asta sunt pachete primite în cadrul evenimentului. Am zis că fac așa un video combinat cu ce mi-am luat din vacanță, pentru că nu sunt chiar atât de multe, și cu ce am primit de la eveniment. Pentru că vreau să le mai îmbin așa un pic și să nu uit după aceea de ele. Pentru că nu mi se pare relevant să vin să vă zic după o lună și ce am primit la eveniment. Așa că o să fie o combinație dintre ele. Plus, mai am și un pachet pe care eu mi l-am comandat. Sunt niște broșe. Pentru că în momentul în care începe să se răcească afară, mi-e place foarte mult să port broșe pe băscuțele astea pe care le am. Și pe lângă asta îmi place să pun pe sacouri sau pe palton. Așa că am zis că e momentul potrivit pentru ele și zic să și începem. Cu ce să începem? Deci să începem cu ce mi-am cumpărat din vacanță. Vă spuneam că mi-am luat o pereche de cercei. Cred că știți și voi nebunia pentru cercei aceștia, care arată ca și o lacrimă cumva. Eu am pe auriu, însă atunci când i-am văzut pe aceștia, sunt mai micuți decât ce am eu și sunt foarte drăguți. Sunt pe roz. Știți obsesia mea pentru roz. Când i-am văzut pe acestea, am zis că este musai să iau. Noi am fost în concediu în Sicilia, am fost în Catania și în Palermo. Aceștia i-am cumpărat din Catania. Erau în târg, așa cum sunt târgurile la noi cu producători locali, cumva cu artizanii locali. Și acolo aveau mai multe modele, vi mai arăt încă o dată, sunt foarte simpatici, sunt foarte drăguți și abia aștept să îi port. După aceea, vă spuneam că nu mi-am cumpărat atât de multe produse precum mi-am propus și asta pentru că, așa cum am zis eu, de fiecare dată când plec în afara țării, e musai să intru la Sephora. Și de data aceasta am fost foarte dezamăgită de Sephora, am fost și în Catania și în Palermo la Sephora. Am fost dezamăgită în ideea în care nu aveau nimic din ce m-ar fi interesat pe mine. În general, când mă duc în afară, caut branduri care la noi nu sunt. Pentru că nu are rost să mă duc în concediu și să-mi iau aceleași branduri care le găsesc și la noi. Și aș fi vrut, nu știu, Charlotte Tilbury aveau dar foarte, foarte puține produse. Am cumpărat un singur produs Charlotte Tilbury pe care l-am luat prietenii mele cadou de ziua ei. Dar în rest nu am găsit nimic. Aș fi vrut blush-uri de la ei, nu aveau nimic pe stoc. Aș fi vrut minimul, poate să reușesc să mai testez ceva. Nimic. Așa că, în două vizite, am fost la Kiko. Mie îmi plac foarte mult produsele lor și dacă ați văzut videoclipuri de săptămâna trecută, acolo v-am arătat un fard de ochi de la ei sub formă de stick, care mi-a plăcut foarte mult. Așa că m-am dus de tată să mai îmi cumpăr câte ceva de la ei și recunosc că mi-am luat mai multe decât mi-am plănuit inițial. Vreau să le și scot afară cu să vă fâșui. Mi-am luat mai multe decât plănuisem inițial, din simplu motiv că
dacă tot n-am găsit nimic la Sephora, am zis măcar să mă răsesc cu Kiko. Ce să fai? Oricum au niște prețuri foarte bune, mie îmi place faptul că au o calitate destul de bună a produselor și prețurile sunt accesibile. În primul și primul rând că tot îl am în mână, mi-am luat de la ei o ojă, este o nuanță din această shade nude, cum port eu în ultima perioadă. Sunt foarte curioasă dacă o să reziste. Știți deja, cred, dacă mă urmăriți de ceva timp, povestea mea cu ojele semi, faptul că nu le suport și fac alergie la ele și sunt în căutare de oje normale, dar care să nu se ciobească a doua zi. Ideea e care dacă le pun astăzi pe ochi, să-mi reziste cel puțin 2-3 zile. Să zic, să mi le pun marți, eu am ore la facultate miercuri, joi, vineri, să-mi fac manicura marți și să-mi reziste cel puțin până vineri seara. Ca să nu mă trezesc că seara când ajung acasă după nu știu câte ore de facultate, eu trebuie să stau și să-mi dau jos oja, pentru că dacă mie mi se ciubește într-un colț, s-a dus totul. Eu nu suport să fie nu mi le fac deloc, fie îmi place să fie perfecte, adică perfecte să nu fie deloc ciubită oja. Așa că mi-am luat-o pe aceasta. Mi-am luat, stați să mi-l organizez. Long lasting stick. Ăsta este altceva. Long lasting stick. Și aici ce mai avem? Aici mai avem asta. Aici avem asta. Și am și primit cadou. Mi-am făcut la ei card. M-au întrebat dacă am card la ei. Le-am zis că nu. Mi-au zis că pot să îmi facă, pe care pot să-l folosesc în toată Italia și mai avem planuri să mai mergem prin Italia, așa că am zis că numai bine, măcar când mă duc să am. Mi-am mai luat 3 farduri din acelea stick de care vă spuneam că îmi plac mie foarte mult. Dacă vă interesează numerele, pentru că nume nu au, doar numere, mi-am luat 08, 18 și 15. Oricum o să le desfac și vi le arăt. Mi-a plac foarte mult și am stat foarte mult, deci prima dată când am ajuns în magazin, a fost în același magazin în ambele dăți. Prima oară când am ajuns, am prins fix atunci a început ploaia și nu aveam în plan să stau atât de mult în magazin. Dar a venit un puhoi de la de ploaie de nu puteai să mai ieși din magazin, încât am zis, ok, dacă tot sunt aici, hai să mai pierd vremea. Așa că mi-am cumpărat 3 nuanțe. Mi-am luat și mat și mi-am luat și sidefat. Cele două mate sunt foarte asemănătoare, dar sunt nuanțe mai calde și mai reci. Sper că... Uitați să le și aranjez. Uite, acestea sunt nuanțele. Sper că le vedeți. Oricum o să facem un video în care o să le folosim împreună. Varianta deschisă la culoare este 8, după care avem un maro cu un subton mai cald, mai roșiatic, este numărul 15. Și avem un maro mai rece, care este numărul 18. Mie îmi plac foarte mult, le-am testat pe mână și vreau să vă spun că abia am reușit să le dau jos. Mi se par foarte, dar foarte bune ca preț și pe lângă asta concurează cu succes cu cele de la Bobbi Brown. Desigur că nu rezistă chiar atât de mult ca și cele de la Bobbi Brown, dar eu sunt foarte încântată de ele și îmi plac foarte mult. Și unde să le pun să nu le arunc pe jos? Foarte bună întrebare. Așa, după aceea, tot în aceeași vizită, mi-am mai cumpărat... Asta cred că le-am luat ulterior. Ce mi-am luat ulterior? Stați așa. Mi-am mai cumpărat încă 3 produse. Mi-am luat un creion de buze. Numărul 33 este un maro nude. Sunt cumva nuanțe pe care eu le port foarte des pe buze, chiar și astăzi am un creion maroniu, nude, un pic mai închis la culoare și mi-am pus un ruj roșu ca să le combin așa să fie mai de toamnă. Mi-am luat un creion de buze, după care mi-am luat un gloss. Deci am văzut atât de lăudate glossurile astea ale lor, încât n-am putut să nu cumpăr și eu o nuanță. Eu, de ce trebuie să arată? Aceasta este nuanța și în cazul în care vă interesează, este numărul 03. Știu că există Kiko Milano în București, dar nu poți să faci comandă online. Și pentru că eu ajung greu în București, am făcut shopping din afară. Sunt foarte curioasă să-l testez, ca și nuanțe aveau foarte multe. Am mai văzut unul care era cumva transparent cu sclipici în el, dar mi s-a părut un pic prea mult sclipiciul. Pe lângă asta, mi-am mai luat un balsam de buze, Lip Volume Stylo, numărul 01. Nu știu, nu l-am luat pentru volum, eu l-am luat ca să-l am în geantă, pentru că mi s-a părut foarte simpatic, este simplu, este foarte subțirel. Are o nuanță așa mai rozalie. Eu l-am luat ca să l-am în geantă pentru facultate, pentru că
Mă duc eu drăguț aranjată, dar nu întotdeauna am chef de ruj și nu întotdeauna am chef să stau și să fiu întotdeauna atentă să nu cumva să mi se șteargă rujul, să nu mi se lindă sau așa mai departe. Așa că am zis că pe timpul iernii o să fie foarte bun de asamblu acesta. Și în următoarea mea vizită, adică a doua zi, nu a doua zi, a treia zi, cred, m-am mai uitat eu așa la ei pe site să văd ce mai este pe acolo și am mai văzut niște produse care mi-au atras atenția, așa că m-am mai dus din nou la ei. Am rămas în primul rând pentru motivul pentru care am vrut să mă duc este un concealer pe care l-am văzut foarte, dar foarte recomandat. Este un concealer, de fapt, un produs care te ajută să acoperi tonurile închise ale pielii. Eu mi-am luat o culoare, se poate folosi, adică puteți să vă luați și nuanțe deschise la culoare și să vă să le aplicați pe post de anticearcă, dar eu am luat special un produs care să mă ajute să acopăr zonele închise. Mi-am luat numărul 12. Chiar am citit la ei, aveau foarte multe recenzii, este un portocaliu din ăsta, un somon închis. Aveau foarte multe recenzii și spuneau acolo oamenii care l-au cumpărat că deși este o cantitate mică de produs, mai mică decât în mod obișnuit, 3,5 ml, ai nevoie de o cantitate foarte mică și ține foarte bine. Așa că l-am cumpărat, a avut și un preț foarte bun, nu mai știu cât a fost, cred 7 euro, 8 euro pe acolo. După care am văzut la ei o mascara, zic ei, tratament, 30 Days Extension Daily Treatment Mascara. Am fost foarte curioasă de ea, eu n-am mai folosit până acum în mod special mascara tratament și nu mă refer, adică nu este mascara din aceea transparentă care să vă ajute să aveți, care să o aplicați înainte de mascara. Nu este nici transparentă, nu este nici albă, este o mascara neagră. Aveau și ceva mascara tratament pentru noapte, dar recunosc că nu. Adică am vrut, am zis că dacă tot îmi iau, să-mi iau o mascara pe care să o pot folosi tot timpul. Și ultimul lucru pe care l-am cumpărat este o paletă de contur. Știți deja obsesia mea cu paleta aceea de la Kat Von D pe care v-am și arătat-o cât de mult îmi place și așa mai departe și că săraca arată bai și mar de capul e cea pe care o am eu acasă. Am și la studio, dar am zis că am nevoie de o paletă de o dimensiune un pic mai mică, fie să o iau cu mine în călătorii când merg eu, fie să-mi fie mai ușor când mă duc la cliente. În ultima perioadă am avut destul de multe cliente în deplasare pe partea de machiaj și aveam nevoie de, adică trebuia să car toată casa după mine între ghilimele, ca să pot să-mi iau toate produsele. Așa că am zis că hai să-mi iau una de o dimensiune un pic mai redusă și aceasta are 3 nuanțe, așa arată ambalajul. Așa arată ea în sine, e un ambalaj simplu, negru, îmi place că nu are, nu știu ce, logo din acela foarte mare, adică mi se pare foarte drăguță, simplă, neagră, nimic ieșit din comun la ea. Și în interior are 3 nuanțe, aici aveți un fel de iluminator și sunt 2 nuanțe de contur un pic mai închise. Aveau 3 nuanțe diferite, dacă bine țin minte, aceasta este varianta medie. Deci undeva? Știu că aveau 3 și eu am cumpărat 0,2. Dar știu 100% că era varianta medie, mai aveau o variantă un pic mai deschisă, de aceea mi se părea că e mult, mult prea deschisă pentru mine sau pentru cliente. Și mai aveau o variantă mult prea închisă, unde nuanțele de contur erau un pic mai roșiatice și un pic mai închise. Și a doua oară când am fost, mi-a făcut prima oară cardul și a doua oară când am fost, au zis că la cele 3 achiziții am și un cadou și am primit 2 bureței din aceștia. Și acestea au fost toate achizițiile mele din concediu. Și acum hai să trecem la toate produsele pe care le am primit de la Evitment. Dar nu înainte să vă arăt ce avem în cutia aceasta și să văd și eu, pentru că chiar aseară mă gândeam că nu vreau să o deschid până nu o deschid împreună cu voi ca să și filmez. Brandul este Young Crafts and More, este al unuia din fetele noastre din comunitate și îmi place foarte mult ceea ce face. Am primit o broșă sub formă de pisicuță la celălalt eveniment, sunt sigură că ați văzut-o dacă v-ați uitat la video pentru că v-am arătat-o. Și am și purtat broșa, am pus-o pe o rochie și mi s-a părut foarte drăguță, dar deșteaptă de mine când am venit acasă mi-am pus rochia în mașina de spălat și am uitat să dau jos broșa. Și când am pus hainele la spălat, nu m-am uitat că e acolo broșa și ce-a făcut mie haina? Să l-a spălat și pisicuța fuse și se duse. Așa că i-am scris panicată că vreau o altă pisicuță. Și am mai întrebat-o ce mai are pe acolo drăguț, mi-a mai arătat și mi-a mai comandat niște lucruri. Așa arată în interior. Ups,
avem un cartonaș în care scrie mulțumesc foarte mult și are contul de Instagram. Iar în interior avem foarte multe broșe, foarte multe, adică sunt vreo 6, cred. Da, 2, 4, 6. Aceasta este pisicuța cu pricina de care vă spuneam că mi-am spălat-o. Și în vedere că este din lut, vă dați seama că nu a rezistat săraca la spălat, mi-a mai rămas doar acul cu care a fost prinsă de ochi. Iar celelalte, aceasta, am primit-o cadou la achiziții, este o castană. Mi se pare foarte drăguță și abia aștept să-mi o pun pe berete. Am o beretă, așa un top, care cred că o să meargă foarte drăguț, și celelalte am rugat-o să îmi trimită ce modele mai are și să mi-a făcut. Avem o dată și o dată o inimioară, aceasta era albă și am rugat-o eu să o fac așa, să fie un roz cu bulinuțe aurii. După aceea mai avem o căsuță foarte simpatică și aceasta cu roz, acum că stau să mă uit la ea. Căsuța aceasta o să meargă foarte bine cu cercei pe care mi-am cumpărat. Mai avem o altă căsuță, și aceasta din colecția de toamnă, foarte drăguță. Și pentru că, dacă nu mă cunoașteți, vă știu, vă spun eu acum, dacă nu știți asta despre mine, eu sunt obsedată de cafea. Și nu se putea să nu-mi comand și o ceașcă de cafea, un bol de cafea pe ea. Aceasta este. Mi se pare foarte drăguță și abia aștept să le port. O să vă las contul ei de Instagram în cazul în care vă interesează în căsuța cu descrieri. Dacă cumva baba din mine uită, am să vă rog eu foarte frumos să mă trageți de mânecă să vă las. Eu o să încerc să nu uit acest lucru, dar dacă totuși uit, trageți-mă de mânecă să vă spun exact care este contul ei dacă vă interesează. Cred că trimite și în țară, nu sunt 100% sigură, dar am să o întreb și dacă e, o să vă las acolo detalii. Și acum hai să trecem, mă uit pe aici că nu-mi rup nici gâtul, dar să nu uit nici de produse. Hai să trecem mai departe la pachetele primite. În primul și în primul rând am primit un pachet de la Bio Beauty. Ei nu sunt noi pentru mine, pentru că am mai colaborat cu ei și am și niște mostre la studio pe care le ofer clientelor la tratamente. Iar în cadrul evenimentului am primit două produse de la ei și niște mostre, care desigur că deja le-am dus la studio. Avem o dată și o dată de la brandul Isn't Tree, avem un ser calmant cu extract de melc, mucilat de melc, ceva de asta nu vine acum să vă zic în română. Zice aici că ajută la o hidratare mai bună a pielii. Cumva calmează pielea sensibilă și este practic un produs calmant pentru piele, pe scurt. Îmi e foarte greu să mă concentrez acum, nu mă întrebați de ce, că nu știu să vă spun. Dar hai să și desfacem asta, probabil pentru că vreau să zic foarte multe într-un timp scurt. Și mi-e greu să vorbesc. Ha, de ce nu pot să-l desfac? Vreau să vă arăt cum arată ambalajul și să-l văd și eu. Eu am produse de la Isn't Tree și îmi plac foarte mult și sunt absolut sigură că o să fie foarte mișto și acesta. Ia uite, ce drăguț arată, sper să nu scap pe jos pentru că e din sticlă și ar fi indicat să-l pun foarte repede înapoi la loc. După aceea, al doilea produs pe care l-am primit de la ei este de la brandul Minimalist, de la care eu am testat deja câteva produse și sunt foarte încântată de ele. Avem aici o cremă hidratantă cu ceramide, care zice aici că ajută la restabilirea barierei de protecție a pielii pentru piele mixtă și grasă. Aici v-au nimerit la perfecție și așa arată ambalajul. Sper că pune focus pe ambalaj și nu pe mine. Aceste două produse au fost de la ei. După aceea am primit niște cercei. Știți deja obsesia mea pentru cercei, după cum ați văzut și acolo. Am foarte multe perechi de cercei de la brandul Muieri Shiki. Ea ne-a oferit și de această dată cercei pentru eveniment. O să las și contul ei în căsuța cu descriere, pentru că are niște chestii foarte faine. Ea știu 100% că are site și trimite și în țară. Așa că dacă vă interesează ceva, mergeți și uitați-vă ce numnății face. Și acestea sunt cercei pe care i-am primit eu. Partea interesantă a fost că, din ce am văzut așa pe la fete, cam fiecare am primit modele diferite și nu știam exact, pentru că au venit ambalați și în punguța aceasta, dar eu i-am scos afară să nu îi mai fâșui. Au venit ambalați în punguță și n-am putut să vedem fiecare ce primim, a fost așa random, fiecare ce s-a ales s-a pus acolo. După aceea, avem un brand pe
care voi îl știți. Și eu îl iubesc. Și acum îmi dau seama că n-am mai fost de foarte multă vreme pe la ei, în vizită. Și anume, pe la Dean. Ce-mi place mie de la ei, de ei și despre ei este faptul că în ultima perioadă la evenimente îmi dau produse din brandurile lor proprii, ceea ce este foarte fain pentru că putem să testăm mai multe lucruri. Știți deja că eu mă duc foarte des la ei în vizită, cumpăr produse și pentru salon, de exemplu am fondurile de ten de la L'Oreal, de la salon și pe care le-am și acasă, sunt de la ei, am baza aceea sclipitoare de la Rimmel, creionul de sprâncene l-am de la ei, foarte multe produse de skincare am de la ei, dar aici în interior am niște produse pe care nu le-am mai testat până acum. Așa că sunt foarte fericită să le descoper. Avem odată și odată un gel de duș și este din colecția de toamnă, iarnă, cred. Acesta este și hai să și vedem cum miroase, pentru că este ambalat, sigilat și nu am apucat să îl miros. Să văd doar de unde să mai desfac scociul acesta. Mie plac foarte mult gelurile lor de duș și știți că de fiecare dată când mă duc pe la ei, întotdeauna plec cu cel puțin unul. Pentru că au niște mirosuri foarte faine. Are un miros foarte mișto fructat de ceva cireșe și combinații de flori. Pe lângă asta avem un produs pe care îl știu, îl am în baie și îl folosesc și este vorba despre un sorbet de curățare a pielii. Este foarte fain, să vedem ce zice aici în spate. Cremă pentru curățare față, fără parfum, cu scoalane, pantenol și vitamina E. Știu faptul că foarte multe dintre voi aveți o piele sensibilă, așa că faptul că acesta este fără parfum este foarte bun pentru oricine care are o piele sensibilă sau nu, pentru că pielea mea, din fericire, nu este sensibilă, dar îl folosesc și îmi place. Și pe lângă asta are un preț și foarte bun. Dacă bine țin minte, eu am dat undeva sub 20 de lei sau 20, până 25 de lei maxim este acesta de curățare. Avem un produs pe care nu-l știu, dar l-am tot văzut în online și chiar mi l-am pus pe listă și am zis că data viitoare când mă duc pe la ei să-l cumpăr. Este un peeling lichid pentru față, pentru exfoliere cu 2% BHA. Este tot din gama lor proprie, Balea. Ăsta chiar nu știu, nu l-am folosit și abia aștept să pun la treabă. Mai avem două produse pentru ten pe care tot așa nu le știu. Cred că sunt ceva noutăți pe la ei. Le-am văzut în magazin, dar nu le-am testat. Avem odată și odată o cremă de noapte cu retinol și cu bacuciol și avem un ser de față pentru zi cu poliglutamin și acid hialuronic, cred, cu efect de umplere și iluminare, cu acid poliglutamic și acid hialuronic, da. Acestea două sunt, nici pe astea nu le știu, nu le-am folosit. Și ultimele produse, avem odată plasterii pentru ochi pe care îi ador, chiar i-am avut și la studio să îi folosesc pentru cliente când stau la tratament. Trebuie să mai refac stocul, sunt foarte fain și la preț sunt imbatabil. Și mai avem 3 produse de make-up pe care nici pe... Așa este, când vrei să vorbești foarte mult și foarte repede și îți pierzi ideile. Ziceam că mai avem 3 produse pe care nu le-am testat pe niciunul dintre ele. Avem odată și odată din gama și cred că toate 3 sunt... Două sunt din gama și unul este din altă gamă. Avem Mattifying Primer de la Shein. Este acesta. Avem o paletă de ochi, tot de la Shein, care este aceasta și sper să vedeți culorile. Sunt niște culori din acestea așa mai pastelate. Și avem un produs 3-in-1 de la Trendy Tap, Multistick, Cheek Lip and Eye. Care are o culoare așa foarte drăguță și interesantă. Și pe care îl vom testa împreună. Acestea au fost produsele de la Dean. După aceea, stați să facem de ordine. Ca să fie mai ușor de data, am primit și o carte și ziar. Vreau să văd unde am pus. Știți deja că cei de la pagina de Psihologie sunt de fiecare dată, la fiecare ediție, de la prima ediție, ceea ce înseamnă de acum 4 ani, alături de noi la fiecare eveniment. Iar la acest eveniment am primit o carte, au fost, dacă bine țin minte, 3 cărți diferite, iar la mine a ajuns aceasta care se numește Vindecarea Traumei, program revoluționar pentru restabilirea înțelepciunii corpului tău. Mi se pare foarte interesantă și abia aștept să o citesc și, desigur, noua ediție de toamnă a ziarului, pe care, dacă sunteți din Cluj, să știți că o găsiți și la mine în studio.
este frumos, facem de psihologie și de și bio-beauty și mierii și și mai avem pachete, stați fără griji că n-ați scăpat de mine. Avem odată și odată produse de la Nala. Cred că și ei de foarte multe ediții, de cel puțin 3-4 sunt la fiecare ediție alături de noi și ne oferă pachete și aici. Îmi pare foarte rău că ufâșii. Și aici avem în felul următor. Avem un gel de duș cu licii. Avem o bombă de baie cu mango și cu ananas. Foarte drăguț arată, are o formă de asta de scoică. Și mai avem un sorbet de corp. Nu, ia, uite, e un exfoliant. Ce tare! Nu am știut, am spus că e sorbet din acela. Este un exfoliant cu sare și tot așa cu licii. Hai să vedem cum miroase licii. Desfăcut asta oare? Nu-i desfăcut. Stai să miroși gelul de duș, să vă cum miroase. Miroase foarte bine. Foarte bine. După aceea. Da-da-da-da. Cred că știți deja, după ambalaj, despre ce este vorba și anume despre Merit. Mereu o bucurie să-i avem alături de noi și îmi place foarte mult pouchul acesta, mi se pare foarte drăguț. Și îmi pare rău că n-am apucat să-l iau cu mine în concediu, dar o să mă bucur de acum înainte de el. Iar în interior, desigur că el a mai venit în niște punguțe de care am scăpat deja. În interior avem 4 produse. Avem odată și odată o spumă de curățare din gama lor de skincare, Good Cleanup, se numește. Sper că pe ea pui focus și nu pe mine. Avem o mască, este masca mea preferată de la ei, Deep Retreat Pore Clearing Clay Mask. Mai am și varianta verde albăstrui, nu mai știu cum se numește. Dar aceasta mi se pare și mai faină decât aceea. Și mai avem 2 produse, și anume Fun Fest mascara. Genele mele sunt date astăzi cu Fun Fest. E foarte faină mascara aceasta, am primit-o și la cealaltă ediție și mereu mă bucur când primesc de la ea mascara, pentru că atunci când mă duc în călătorii pot să o iau cu mine. Și mai avem o miniatură din primerul lor, Matte Primer. Aceasta, care sper că pe ea fui focus. Gama, ăsta nu știu dacă nu este o lansare nouă. Am văzut că am lansat acum niște produse, dar n-am apucat foarte mult să stau și să mă interesez legat de produse. După aceea avem un brand care a fost pentru prima oară alături de noi în cadrul evenimentului și anume Bella Hair România și avem aici 3 produse în interior. Avem odată și odată o spumă de păr. O spumă de păr. Să știți că nu o să tai nimic din videoul ăsta. Toate prostiile pe care le vorbesc o să vi le las acolo. Că să vedeți și voi. Nu sunt de fiecare dată chiar așa amețită, dar acum v-am zis să vreau să vorbesc foarte mult, foarte repede. Vreau să termin, să am suficient timp să și editez și acum îmi dau seama că am încetat vecinii. Mamă, ce bine. Deci, avem o spumă de păr Wonder Volume and Protection cu Ultra Strong Hold nivel 5. Eu am mai testat de la ei produse, dar spuma de păr nu am testat. Au și o noutate pe care eu nici măcar nu știam cu au. Dry Shampoo Wildberry Touch 10 în 1. Foarte interesant. O să fie foarte bune diminețile în care mă trezesc cu noaptea în cap și părul nu o să-mi stea bine și o să fie nevoie să-mi pun o beretă ca și astăzi și o să fie nevoie să-i dau un refresh cu un spray. Și ultimul produs de la ei este un fixativ tot din gama de lux, Luxurious Shine și tot așa Ultra Strong. Iar ultimul pachet, de-al lui cel din urmă, și un brand care zilele trecute mi-a făcut o veselie și anume am văzut că au lansat calendarul lor de advent pe 2024. Și deja l-am ochit. Dar până să punem mâna pe calendar, am venit niște produse de la Ivrășa. Dacă bine țin minte și ei sunt alături de noi de la prima ediție și anume de foarte mulți ani deja și mereu este o plăcere să colaborăm cu ei. Am luat odată și odată un produs nelipsit din rutina mea și anume un șampon uscat, pentru că asta este când ai părul gras și nu poți să-i faci nimic, pentru că e de la momentul. Am încercat toate tratamentele și toate chestiile posibile, părul meu se îngrașă la fel de repede. Avem și un stăpân de față din acesta solid cu gălbenele. Am vrut să zic mușețel de aici cu gălbenele. După aceea avem aici un ulei pentru masaj. O să-l deschid imediat să vi-l arăt că este într-un ambalaj de sticlă. Avem și o nouă lansare a lor pe care abia aștept să o folosesc. Lift Pro Collagen. Aceasta este o cremă de față pentru zi.
pentru umplerea ridurilor. Desigur că mi s-a terminat între timp bateria. Spuneam că avem de la Yves Rocher o cremă de față de zi cu colagen. Este o cremă de zi antirid cu efect de umplere. Este o nouă lansare a lor și abia aștept să o folosesc. Mai ales acum că de când s-a răcit afară, am început și eu din nou să folosesc cremă de față. Pentru că pe timpul verii foloseam un ser și foloseam SPF-ul pe care era suficient de hidratant și pentru față. După aceea avem aici un parfum din acesta Rolon, din gama Essence Botanic, acesta este. Și ultimul produs este un produs pentru păr. Eu îl știu pe ăsta, îmi place foarte mult. Este un tratament fortifiant împotriva căderii părului cu ginseng, pe care îl folosiți la rădăcină. Eu cred că am folosit vreo 3 din astea deja. Așa arată. Vine aici cu aplicatorul acesta, puteți foarte ușor să vă trasați liniuțe și să-l aplicați la rădăcină. Este un produs foarte fain, nu încarcă foarte mult părul, dar să aveți grijă să nu aplicați o cantitate mare. Dacă aplicați mult, îl încarcă foarte puțin, dar dacă aplicați decent și masați foarte bine, nu aveți absolut niciun fel de problemă. Și acestea au fost absolut toate produsele pe care am dat banii în ultima perioadă și pe care le-am primit în cadrul evenimentului. Dacă vreți mai multe detalii despre vreunul din astea, în afară de cele de make-up pe care o să le testăm împreună, dacă vreți ceva din astea primite, și am uitat să vă arăt uleiul de masaj, dacă vreți să vedeți... Da, sticlă. Deja mă gândeam că nu mai țin eu minte. Acesta este uleiul de masaj. Dacă vreți să vedeți ceva din acestea... Să vedem cum miroase. Miroase foarte bine. Și rolonul acesta parfumat este din aceeași gamă. Cu ulei esențial de lavandă, da. Mi se părea mie că nu miroase lavandă. Dacă vreți să vedeți ceva sau să vă povestesc mai în detaliu despre unul din aceste produse, vă rog frumos să-mi lăsați în comentarii. Iar dacă nu, atunci o să ne vedem săptămâna viitoare. Nu știu încă ce video o să fac. Mai vreau să fac un empty, chiar mi s-a umplut punga și vreau să scap de ea. Și vreau să testăm și produsele pe care le-am cumpărat în concediu împreună și produsele acelea de la Derm, pe care le-am primit în cadrul evenimentului. Mulțumesc frumos încă o dată pentru vizionare. Sper să aveți niște zile frumoase și sper că nu alergați și voi din stânga în dreapta ca și mine și să ne vedem cu bine data viitoare. V-am pupat și mulțumesc frumos pentru vizionare și mă scuzați pentru faptul că uneori sunt așa aeriană și mai vorbesc prostii.